românesc a primit ropote de aplauze la Viena cu ocazia tradiționalului concert organizat de Crăciun. Membrii corului Vox Dunaris din Drobeta Turnu Severin au încântat auditorul venit să asiste la recitalul susținut la primăria din Viena. Aceasta este pentru a doua oară de când vin la Viena și mă bucur foarte mult că am reprezentat corul României în această seară. Și acum 2 ani am fost primiți cu același entuziasm, iar anul acesta am avut parte de aceeași bucurie din partea publicului. Chiar au venit români care au fost foarte încântați de programul nostru. Corul Vox Dunaris a primit felicitări pentru interpretarea de excepție atât de la oameni simpli veniți să asculte concertul de colinde, cât și de la membrii filarmonicii din Viena. Apreciez valoarea corului dumneavoastră, mai ales că eu sunt olteancă, în numele muzicienilor din Viena. Sunt și eu muziciană, am apreciat foarte mult, de o valoare deosebită, în special solista de la NAI a dat o savoare specială concertului, domnului dirijor, care este foarte bun și a susținut, deci toate felicitările mele din inimă. Faptul că te apreciază și faptul că te ascultă este cea mai mare bucurie a unui artist. De 3 ani, corul Vox Dunaris din Drobeta Turnu Severin este invitat pe scena Festivalului Internațional de Colinde de la Viena. Cu o sponsorizare primită de la Clubul Rotary și de la primărie, au reușit să ducă numele Severinului peste hotare și să arate Europei cât de talentați sunt românii și ce tradiții frumoase au. Publicul a fost, zic eu, în extaz. S-a aplaudat din plin și nu numai o piesă, la toate piesele a fost aceleași aplauze. Adevărat că după muncă, și a fost o muncă, vine răsplata și răsplata s-a văzut. Festivalul Internațional de Colinde, organizat de Primăria Vienei, a debutat în 1985. De atunci, anual, între 26 noiembrie și 24 decembrie, vin să concerteze aproximativ 100 de coruri din toată lumea. Corul Vox Dunaris din Drobeta Turnu Severin este unul dintre cele mai apreciate și se bucură de aplauzele publicului de fiecare dată.